Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate credeți că e ușor să fii angajatul unei bănci? Oamenii stau geană pe cheltuieli. Angajatul unei bănci londoneze, Citibank. Pe cheltuielile noastre. Da. Nu doar. Așa. Deci angajatul unei bănci londoneze a fost dat afară după ce a decontat porții duble de mâncare în timpul unei deplasări. Hai mă. Tot normal. Tot normal. Adică, la Citibank nu se înțelege conceptul de foame. Ar fi prima bancă la care nu se înțelege conceptul ăsta? Dar cum să concediezi omul că a mâncat? Domnul analist de risc și management la Citibank Londra a fost trimis la Amsterdam în interes de serviciu. În delegație? Da, delegație. Ok. Și ulterior l-a pus să facă decont. Vezi mă că și pe ei pune să facă decont. Exact la fel, ca la noi. Și a trecut pe decont cantități duble de mâncare. Două sandvișuri, două porții de paste, două cafele. Acum e foarte important cum arăta angajatul respectiv. Pentru că dacă m-ar fi trimis... dacă eu aș fi fost angajat și mâncam porție dublă, nu s-ar fi mirat nimeni. Adică n-ar fi intrat nimeni la bănuieli. Da. Mă gândesc că da. Asta, că asta vreau să întreb și ce înseamnă porție dublă de mâncare. Cum porție adică dublă, adică definește două duble. Porție dublă. Șeful de la financiar a remarcat. Înțelegi? Bă, cum sunt ăștia șefii de la financiar? A remarcat și l-a întrebat despre ce este vorba. De ce câte două? Incriminatul a spus că a băut două cafele pentru că erau, citez, foarte mici. Ai văzut? Se cam acolo cu românul care se duce prima dată în Italia și primește ristretto. Da. Gustă zice, da, rămâne ăsta, e bun. Rămâne ăsta, da, e bun. Adum de asta. Și șeful a întrebat apoi, ok, bine, două cafele mici, dar restul, adică de ce mânca de două ori tot? Și două sandvișuri, și două supe, și două paste, și tot așa mai departe. Și omul a recunoscut că a pus pe decont și consumația iubitei lui. Hai mă, l-a strâns cu ușa că l-a întrebat și la ce dată să se încet în tălău. În loc să spună, dă foame șefule, că au porții mici la Amsterdam, na. Da mă, un părăcios. S-a arătat și meschin. Da. N-a putut să facă cinste fetei și a pus pe banii băncii, așa că asta el l-au dat afară. De conturile sunt mereu cu probleme. Asta cu la dublu. La jumătatea anilor 90 m-am angajat într-un post de televiziune. Tele7. Și acolo, brusc, s-a făcut un upgrade pe starea de confort a reporterilor, în sensul în care am început să ne deplasăm cu mașini prin oraș. Wow. Da. De unde la ziar erai Perpedes Apostolorum, mergeai pe jos, dacă aveai bani de bilet, puteai să iei și autobuzul. Dar la televiziune te deplasai cu mașina. Nu pentru că patronii s-ar fi gândit la confortul reporterilor, dar... ci pentru că era echipamentul scump. Adică este absolut autentic. Unul din primele lucruri pe care ne-au învățat când ne-am angajat în televiziune a fost asta. Dacă ești într-un meeting, cumva, violent, și vezi că cineva aruncă o piatră spre cameră, bagi capul, ca să nu se strice camera. Mă jur că asta serios a fost. Serios că m-am învățat asta? Da, camera era foarte scumpă. Reporter găseai, camera, în schimb, era nenorocire. Și era președintele american și trebuia să te bagi în fața glonțului. Bun, și pentru că erau deplasări făcute cu mașina, trebuiau făcute foi de deplasare. Era răspunderea șoferului să facă foi de deplasare. Evident, de acolo o sursă nesfârșită de litri de benzină. Și câte un șef de producție mai agil și isteț se prindea. Și am asistat la o discuție la un moment dat în care șeful de producție îl întreabă pe un șofer ceva mai nou. Zice, mă băiatule, tu ai avut de mers până pe strada Occidentului. Ca să înțelegeți, redacția televiziunii respective era în piața Victoriei. Strada Occidentului este în spatele pieței Victoria. Adică spatele clădirii, practic. Da, în spatele clădirii. Dacă mergi șerpuit, faci cam 50 de metri, să zicem, până pe... Așa. Și zice, deci, tu trebuia să ajungi pe strada Occidentului la filmare. Ai trecut în foaia de deplasare 5 km. Cum ai putut să faci 5 km până pe strada Occidentului? Șoferul, prins cu o caua mică, îi zice, șeful, eu sunt mai nou în București. M-am învârtit, n-am găsit strada. E ca taximetric și de la Gara de Nord. Da. Și ăsta se uită la el și spune, bine, m-am înțeles, l-a dus. Dar și l-a întors, te-ai rătăcit toți 5 km. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.